odată cu venirea sezonului rece se instalează și depresia de sezon. Din ce cauze apare această depresie? Acum nu cred că sezonul rece e neapărat cauza, ci sezonul fără soare sau întunecos. Faptul că în absența luminii solare nu se mai secretă anumiți hormoni, serotonina, de exemplu, sau noradrenalina, care sunt implicați în dispoziție, în crearea unei dispoziții optime, a unei dispoziții bune de muncă, de creație. Aceasta duce la apariția unei lentori, unei încetineli, unei astenii, unei oboseli și apar, bineînțeles, tulburări de somn. Variațiile acestea sezoniere sunt mai ușoare și spre moderate, nu sunt atât de severe. Și nu este rare ori când pot trece și de la sine, spontan. În ce fel afectează venirea sărbătorilor persoanele singure? Poți să te simți singur și în doi. Bine, lucrurile, sigur, se pot remedia. Tu te duci la un spectacol, alegi totuși să participi la o sărbătoare într-un grup și în felul acesta mai compensezi din singurătate. Lucruri mai sensibile se întâmplă atunci când sărbătorile devin o ocazie în care îți amintești de lucruri triste, ai pierdut pe cineva drag. Ne afectează și o presiune pe care o resimțim din cauza imaginilor apărute în media cu imagini cu familii fericite în jurul bradului de Crăciun. De afectat, pe toți ne afectează. Important este cât de sănătos putem să trecem peste aceste momente. Și compania unui câine îți poate fi de folos în aceste momente. Un prieten apropiat, de exemplu. Sigur, e greu să dai sfaturi, dar unul ar putea fi de a încerca să umpli ceea ce îți lipsește, golul care îți lipsește, care se poate umple în diverse feluri. În ce feluri ne recomandați? V-aș recomanda, în primul rând, să facem mișcare, să ieșim afară. Mișcarea, mobilizarea, este arma cu care se combate depresia. Lentoarea, inhibiția, lipsa de elan, de energie, dar e nevoie să-ți impui să te miști. În general, tratamentul care este la prima intenție este de autoeducare și de automobilizare. Când știi că ești predispus la asemenea reacții emoționale, e bine să-ți iei și măsuri de precauție înainte de ca lucrurile să se întâmple. Păi, măsurile, fie dacă ești pe un tratament, să-ți iei tratamentul pe care știi că îți va face bine, și măsurile acestea de a socializa cu orice chip, de a te mișca, de a te contacta cu oamenii.